La aproximativ jumătate de an de la moartea Anei Oroș Daraban, câinii vagabonți continuă să terorizeze vestul capitalei. Oamenii din sectorul 6 susțin că au făcut zeci de sesizări, dar cei de la ASPA i-ar fi ignorat. Unii au ajuns să se ascundă pe după gardurile locurilor de joacă pentru a scăpa de atacul câinilor fără stăpân. O filmare cu camera ascunsă arată cum poliția locală sfătuiește o femeie aflată în pericol să se ascundă de câini în altă parte. Pentru prima oară am reușit să dăm și de Diana Pungă, City managerul capitalei. La 5 luni după accidentul tragic de pe lacul Mori, prima reacție a fost una halucinantă. Contactați biroul de presă. Cartierul Brâncuș este unul dintre cele mai populate cartiere de tineri din vestul capitalei. Aici familiile și-au cumpărat locuințe la prețuri accesibile, neștiind că zona este împânzită de câini vagabonzi. Niciunul n-a strâns. Au sărit la mine fără nicio provocare. Oamenii din zonă au ajuns să meargă pe stradă cu frica în sân, chiar și ziua în amiaza mare. Mine a sărit unul cât un vițel. Sunt foarte mulți și sunt și copii care au pățit, de exemplu, nepoțelul meu. Astăzi, pe străzile din cartier, patrulau 3 angajați ai ASPA, doar că nu pe jos, pe terenuri vilane sau șantiere, ci în mașină. Chiar dacă echipajele celor de la ASPA patrulează în această zonă, oamenii spun că sesizările făcute sunt nenumărate, iar prezența angajaților primăriei capitalei este fără sens. Câteva străzi mai îndepărtate, pe Valea Argeșului, o altă femeie a încercat să scape de câini ascunzându-se în interiorul unui loc de joacă. Imaginile filmate de aceasta surprind și polițiștii locali, care o amenință cu amendă pentru că intrase la locul de joacă cu animalul de companie. Domnule polițist, noastră nu înțelegeți că m-au atacat exact aici și că m-au înconjurat? Ia uitați, sunt acolo! Când vedeți că nu e nimeni pe stradă și ieșiți cu el, cine să vă apere? Nu o să vreți să înțelegeți. Dar eu înțeleg. Am măsuri împotriva dumneavoastră. Am sunat la ASPA de nenumărate ori, nu numai o dată. Poliția locală aici, eu m-am închis în parc. Poliția s-a luat de mine, i-a văzut pe câinii vagabonzi și mă certau pe mine, polițiștii, că de ce stau cu câinele. Anul acesta, Primăria Capitalei a scos la concurs doar 2 posturi de prinzători de câini, asta deși instituția are un buget de aproximativ 20 de milioane de lei. Știm foarte clar că administratorul public actual, Diana Pungă, City managerul Capitalei, are această atribuție de coordonare a serviciului de prindere a câinilor, ASPA, cum e cunoscut în București. Iată că Nu numai că nu se face nimic, dar nici măcar nu se răspunde la sesizări. Pe Diana Pungă am încercat să o contactăm și noi, iar spre surprinderea noastră, după 5 luni de tăcere, a răspuns. În continuare sunt zeci de sesizări în zona militari, la care oamenii spun că nu se întâmplă nimic. Am rugămintea să faceți solicitarea către direcția de presă. Mulțumesc!